camarazi, vă prezint o expoziție a domnului Mihai Marin Cârstea. Sper că o să vă placă, e tot aici la Casa Centrală a Armatei. Mi se par foarte frumoase, foarte expresive. Sper că și vouă vă bucură inima și ochiul. Ia uitați ce frumusețe aici. Și aici peisaj, un lac pe undeva sau la mare. Ia uitați ce frumusețe. Superb. Aici e undeva la niște căsuțe înconjurate de copaci, iar un peisaj de la un lac sau de la mare sau de la un jol. Un peisaj de interior. Mi se par foarte frumoase, foarte colorate, foarte estetice. Și aici la fel, turnulețul unei biserici, o bucățică dintr-o stradă sau o piață. Aici la fel, ia uitați ce frumos arată, superb, superb, culori care te încântă. Ia uitați aici ce frumusețe, parcă în bazmele copilăriei. Și aici iarăși un peisaj de la mare. Ia uitați ce frumos e. Superb. Iarna parcă. Totul acoperit de omăt. Superb. Ia uitați, cam visurile copilării. Aici e o străduță, probabil în Ardeal sau în Italia, străduțe înguste. Cred că în Ardeal. Probabil Sighișoara, ceva la modul ăsta. Ia uitați ce frumusețe, cu munții pe fundal. Și aici e natură moartă cu trei gutui. Ia uitați ce frumoase sunt. Zici că poți să le mănânci. Aici, probabil undeva pe lângă Veneția sau Italia, că bărcile parcă nu sunt românești. Ia uitați ce frumoasă, super! Aici, iarăși, luai Ardealul românesc, Sighișoara, Sibiu, ceva, Mediaș. Copaci într-o pădure. Nu vezi pădurea de copaci. Aici natură moartă cu ardei, cu murături, cu ceapă, dar arată frumos. Ia uitați-vă. Ia uitați ce frumos arată. Superb. Și aici, ia uitați, tot așa. O căsuță cu un pârâu sau o stradă parcă. La munte undeva, că sunt munții pe fundal. Ia uitați ce frumos are. E un tablou de vis. Aici probabil că tot la mare. Ia uitați-vă ce frumos arată. Superb. Poți să visezi liniștit. Aici iarăși copăcei, căsuțe. Și în depărtare munții pe fundal. Ceva gen câmpina, breaza, ceva la modul ăsta. Ia uitați ce frumos e aici. Aici vaci la adăpat. Ia uitați ce frumos, superbe. Ia uitați-vă. Zici că sunt vii. Frumusețe. Viața în forța ei. Aici iarăși munții pe fundal, căsuțe undeva la munte probabil, sau în apropierea munților. Aici iarăși frumos. Super.
sunt o căsuță încadrată de copaci. Idilic. Aici, iarăși, în apropierea munților, probabil Ardealul. Rânca ceva, ceva mic. Un portret sau autoportret al maestrului. Cred că aici e un câmp de floarea soarelui, tot la munte, că toate au pe fundal munții sau coamele munților. Deci expoziția domnului Mihai Marin Cârstea, O altă frontieră. Ia uitați ce frumos, e superb. Aici arată super, fantastic chiar. Și aici la fel. Aici parcă e Meteora în Grecia. Mănăstirea Meteora parcă e în Grecia și cu Olimpul în spate. Aici au tot văcuțele la pășune. Ia uitați ce frumoase sunt, super, foarte expresive, foarte frumoase. La fel, peisaj, o străduță undeva pe la poalele munților. Un fragment al unei străduțe, o bucățică dintr-o străduță, nu-mi dau seama, parcă nu e în România, parcă arată mai mult la Alger, așa, în Algeria ceva. Iarăși, munții pe fundal, căsuțe, copaci, o bisericuță cochetă, aici, maci. Ia uitați ce frumos, ce frumusețe cam arată. Frumos, un satuleț între munți, sau înghesuit între munți, bărcile la Marea Neagră sau la Marea Egee, pe undeva în sud. Ia uitați ce frumusețe aici. Ia uitați, ăsta e absolut superb. Ia uitați ce frumos e. Și ăsta. Să mergem spre final. Uite ce frumusețe, tot așa la poalele munților, superb arată. Și aici, ia uitați, o pictură de vis, te transpune în lumea viselor. Ia uitați ce frumoasă asta. Asta e podul Rialto, cred, la Veneția. Tot un peisaj la mare. Natură moartă. Ia uite ce frumoasă. Super, așa asta. Ia uite ce frumoasă. Iar peisaj la mare. Un sătuc câteva căsuțe. Ia uite ce frumoasă. Ce iarăși o natură moartă cu ucică de vin. Uite ce frumoase sunt. Mulțumesc frumoasă!